De la începutul anului și până în prezent, zeci de persoane au devenit victime ale căpușelor și au ajuns la spital. De teama insectelor, oamenii au început să-și ia măsuri de precauție. Dacă unii au tăiat iarba din curți pentru a alunga căpușele, alții au dat fuga la farmacii pentru a-și cumpăra produse care să le țină la distanță. Farmaciștii spun că loțiunile, cremele sau gelurile trebuie folosite înainte de a ieși la iarbă verde pentru a-și face efectul. Înainte de a merge în parc, înainte de a merge la picnic, totdeauna ne spreem pe piele cu acest produs. E un produs hipoalergenic, deci merge și de la bebeluși, de la 3 luni în sus se poate utiliza, în special pe părțile expuse, pe mânuțe, pe piciorușe. Loțiunile și brățările anticăpușe, îmbibate cu ulei de lămâie, sunt produsele cu cel mai mare succes în rândul celor care se tem de aceste insecte. Te provoca o alergie? Nu, sunt hipoalergenice. Fie că vorbim de plasturi, cremă, spray sau gel, produsele împotriva căpușelor au prețuri care pornesc de la 11 și pot ajunge până la 30 de lei.